tutorial, cum să folosești un mop. Eu până acum am mai dat cu mătura, am mai dat cu mopul, de-astea, mopuri de-alea obișnuite și găleată din aia, upgrade de tehnologie. Azi am avut de-a face cu mopul ăsta. Auzisem de el, văzusem prin reclame pe la de-alea, shopping pe la televizor. Așa. Dar n-am avut niciodată unul pe mână. Când se face așa și pe urmă îl pui așa repede jos, din timpul în care el se rostogolește în aer. Și pe urmă poți să dai cu el, ori să pui apă, ori să aduni apa după jos, ori să, de exemplu, dacă vrei să pui, să speli pe jos, să zic că aici ai apă curată. O storci un pic să nu facă băltoac unde o pui. Și când ai pus-o, bine, trebuie să o pui mai repede. Asta e. Și pentru strâns, la fel. Dacă vrei să aduni apa de jos, să zicem, o pui aici și apeși așa. Altă chestie care n-am știut eu, ăsta are filet invers aici. Dacă cumva rămâi cu obiectul ăsta în mână, nu trebuie să-l înfiletezi normal cum l-ai înfileta, ci trebuie, filetul lui este pe invers ca să nu cumva să-l desfiletezi singur. Poate pare de râs că a trebuit să aloc câteva secunde de să înțeleg exact care ar fi cel mai bun randament, că de cu mopul am idei cum să dă, dar acum șterg gurmele, că am călcat cu papuce pe aici, nu dau cu mopul acum. Am făcut filmulețul ăsta pentru, exact pentru mișcarea asta. Deci când el se învârte, așa, asta e toată șmecheria. Pentru că dacă l-ai prins în momentul în care el este deschis, atunci are cel mai bun randament. Că poate tu îl scoți încet, ești obișnuit cu ăla normal, îl scoți de acolo, așa cum ai avut tu acolo îndesat, îl iei încet și îl pui așa fleșcă. Așa nu are randament. Nu absorbe bine. El absorbe bine sau își face treaba dacă reușești să-l pui jos în timpul în care el încă se mai învârte. Așa. Asta e toată șmecheria la mopul ăsta. Acum șterp unde am călcat, nu dau cu mopul să nu se mai cunoască unde am călcat, da? Cam asta a fost ideea cu mopul măsii. Și ăsta are acolo un sistem în fundul găleții să se umple singur fără să pui mâna pe găleată, dacă ai cumva un ștuț din ăla ca la încărcarea rapidă la autoturismele astea electrice, să arunci apa din el fără să te pui mâna. Adică are o parte mecanică. Aceasta este partea mecanică care permite să-l umpli cu apă fără să te murdărești sau să arunci apa din el fără să te murdărești. Bine, are pe dedesubt un sistem de mecanisme, de una, de alta, nu-i treaba mea. Eu am pus apă de la ghiuveță, apă caldă, și am spălat cu detergent, da? Tehnologia mai avansat. Și dacă nu mai merge ca inginer, măcar la mop să scoți un ban.